Restricțiile pentru capital au intrat în vigoare de la miezul nopții. Este prima zi în care cei nevaccinați, care nu au trecut prin boală, sunt închiși în case de la 8 seara până la 5 dimineața. Nu mai au voie nici în sălile de sport, nici la nunți, nici la botezuri. Barurile, cluburile și discotecile sunt închise pentru toată lumea. Colega mea, Florentina Lazar, are toate informațiile. Bună dimineața, Florentina! Cum explică autoritățile aceste restricții? Bun găsit! Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență a fost convocat seara trecută și în această ședință au fost stabilite noi restricții pentru capitală. Persoanele vaccinate au mai multe beneficii. Acestea pot merge la restaurant, la cafenea sau la terasă. Există însă și o condiție în acest sens. Locațiile trebuie să funcționeze la 50% din capacitate. De altfel, persoanele vaccinate vor putea merge și în de fitness, dar și la piscinele interioare și în saloanele de evenimente, pentru că și nunțile, botezurile, dar și evenimentele private sunt permise în această perioadă, chiar dacă rata de incidență este atât de mare. Locațiile vor funcționa la 50% din capacitate, iar în cazul evenimentelor private, acestea vor putea fi organizate cu cel mult 200 de participanți. De altfel, și magazinele se vor închide mai devreme, la ora 22, iar persoanele nevaccinate nu vor mai putea ieși din casă după ora 20. Așadar, cei vaccinați și cei trecuți prin boală vor avea cu 2 ore în plus pe zi pentru a-și face cumpărăturile. Comitetul Municipului București a constatat rata de incidență pentru ultimele 14 zile la 8,28. Este restricționată circulația persoanelor într-un anumit interval orar și este vorba despre ora 25 dimineața și este permisă circulația persoanelor în afara locuinței gospodăriei pentru persoanele vaccinate sau care se află într-una din situațiile, sunt în a 15-a zi, între a 15-a zi și a 180-a zi de confirmare a infectării cu SARS-CoV-2. Vorbim despre vineri, sâmbătă și duminică, această restricționare sau despre toate zilele? Toate zilele săptămânii. În spațiile deschise enumerate, târguri, tanciocuri, vorbim despre mijloace de transport în comun, despre stații de transport, cele clasice care au fost enumerate de fiecare dată, atunci este obligatorie purtarea măștii de protecție. Este interzisă circulația persoanelor în afara locuinței, în intervalul orar 25 și este permisă cu anumite excepții pentru însoțirea copilului minor, pentru asigurarea serviciilor de sănătate, pentru a te deplasa la un centru de vaccinare. Sunt clasicele excepții pentru care persoana se poate deplasa în afara... Excepții sunt valabile doar pentru persoanele nevaccinate. Da, pentru că persoanele vaccinate și persoanele care se află în acea situație între a 15-a zi și a 180-a zi de la confirmarea cu infectarea cu virusul SARS-CoV-2, ele au permisiunea de a se deplasa în afara locuinței în acest interval orar. Aceste excepții sunt pentru persoanele nevaccinate.